mai târziu. Dau citire unei poezii, Ceața. Cețuri lunecând năuc, sălutând întinderi. Văluri otumnale aduc, vai, cum pretutindeni se resfiră în gol, meleag, tot în rânduri, rânduri, n-am răgaz, în vălmășeag, cu ale mele gânduri. Caut soare în sadar, gri, poverma pasă, doar al inimii cuibar, mici nădejde îmi lasă. Vreau să fac o precizare. Tot s-a apostrofat, vorbind despre poezia mea, cum că ar fi o poezie patriotică, legată de natură, de pastilul, dar cea mai mare parte a poeziilor, a poemilor mele, sunt de lirică, de idei. Bineînțeles că poezii de lirică, de idei, sunt greu de prezentat în fața unui auditoriu, că a trebuit să ai textul în față, recitindu-l de câteva ori, ca să-ți dai seama cam ce vrea să exprime autorul respectiv, ce dorește să comunice prin aceste poezii. Deci, nu, noi, aici, normal că ne rezumăm mai mult la poeziile cu tematică vănățeană, dar marea majoritate a poeziilor, repet, sunt poezii cu lirică de idei. Domnul Almăzan ți-a pus două întrebări, o să-ți mai pun și eu două și încheiem. Da. Le-am și uitat, dar nu nimic. Domnul Almăzan, puteți să repeta întrebările dumneavoastră. Le uita și eu. Domnul doctor a fost... Nu le-a pus domnul Almăzan, l-a pus domnul Nicola. Da. Ajung... Da. Deci, în ce limbă scriu? În... Mai ușor. Cu mai multă franchet, cu mai multă ușurință, cu... Da. Inspirația din care limbă vine mai bine? Bineînțeles, în limba maternă, în germană. În germană. Însă, în școală, în cele 7 clase, am scris în limba germană, începând cu vârsta de 11 ani. În timpul liceului am scris în limba română, după aceea la universitate în ambele limbi și după aceea, după ce m-am mutat mai spre vest, în Austria, am scris și românește și în limba maternă. Bineînțeles că în limba maternă ți-e mai ușor. Dar în cursul orelor mele de interpretare poetică la universitate, bineînțeles că am discutat poezii din ambele limbi și traduceri, mă rog. Asta e o întrebare. A doua, care a fost? Sorgintea. După nume, originea. Da. Strămoșii din partea tatălui au venit din Lorena. Iacu. De lângă Charleville. De lângă Nancy, mai la est de Nancy. Aha. Și dintr-un sat Aracur, unde sora mea, care locuiește aproape de granița franceză în Germania, a fost cu nepoată mea la fața locului, consultând cimitirele și văzând numele Dama cu acest final, contactându-l, bineînțeles, pe preotul și pe primarul locului, ca să discute problemele și mirându-se cum că noi am venit în secolul XVIII încoace spre Banat și a fost totuși o întâlnire interesantă. Deci, și cu timpul preoții la biserici, deci fiind acest S final M, deci l-au lăsat la o parte. De ce să-l mai scrie dacă nu se rosește? Nu? L-au lăsat la o parte și prin schimbare de accent de la Dama am ajuns la Dama. Un student de-al meu, mai în vârstă, că la Viena studiază și mulți, foarte mulți pensionari. Un domn mai în vârstă, care trăiește prin America de Sud, cu tare, întreabă pe ceilalți colegi înaintea primei ore,
când începe această doamnă prelegerile? Dar eu, fiind lângă dumnealui, zic, doamna e deja prezentă, uitați-o. În altă ordine de idei, când vin scritori, poeți, oameni de literatură din țară, mă tot roagă să ne duce acolo unde a umblat în 1916 Blaga și nevastă să, nu? La un Heuriger. Heuriger este o crâșmă de vin unde producătorul își vinde propria producție. Și ducându-i acolo, printre alții a fost Ștefan Augustin Dănaș, Marin Sorescu, Eugen Simion, mai a fost câțiva vienez și la un moment dat, înainte de a porni spre locul respectiv, eram numai bărbați și am spus, hai să vedem și să avem și o ființă feminină între noi. Și am luat prima studentă, care o vieneză, care brunețică, care vorbise bine românește și a venit cu voi, cu noi. Și când ne-am așezat acolo, Sorescu, fata lângă mine, fata să vină lângă mine. Bun, s-a plasat fata lângă. Și la un moment dat, în capul mesei stătea Dănaș. Eu dincolo și aici, în locul meu, Sorescu, fata pe lângă el. Și când colo se vin masa așa, îl observ pe Sorescu că umblă cu mâna pe sub masă, nu știu ce. Și am spus, maestre, vezi că frâna de mână e pe partea cealaltă. Au puftit în râs până și sobrul Dănaș. A râs de număr. Da. Deci o întâmplare haslie de asta. Da. Deci... Doamnelor și domnilor, vă rog să-l aplaudăm întâi pe alții dama. Și, desigur, pe vorbitorii din seara asta. Vreau să-i mulțumim lui alții dama pentru sinceritate, pentru felul în care ne-a întâmpinat întotdeauna în Timișoara, la Viena sau la St. Nicolau. E, spunea domnul Vasile Bogdan, spunea domnul Arnal Măjan, o prezență nu numai plăcută, spunea doamna Cobilanschi, fascinantă, în tinerețe atrăgea toate privirile, acum e o cam exagerat. De ilustru clasic. Îmi la frâna de mână. Atunci nu spunea frâna. Vă mulțumesc pentru prezență, sunteți invitați la Pepsi.